Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, să vedem împreună care sunt cele mai importante informații din jurnal. Revelion de coșmar la Alba. 19 oameni au ajuns la spital după ce au mâncat la masa festivă din noaptea dintre ani, organizată la o pensiune. Val de accidente pe drumul național 1. 6 oameni au fost răniți pe Valea Oltului, iar alți 5 au ajuns la spital după ce mașinile în care s-au aflat s-au ciocnit în Sibiu. Președintele Republicii Moldova a fost suspendat. Decizia Curții Constituționale vine după ce Igor Dodon a respins pentru a doua oară candidaturile la funcțiile de miniștri. Revelion de coșmar la Alba. 19 persoane au ajuns la spital după ce au mâncat la masa festivă din noaptea dintre ani organizată la o pensiune. Nici nu s-a terminat bine petrecerea că oamenii au început să se plângă de o durere cumplită de stomac. Invitații povestesc că au fost nevoiți să se înghesuie la masă, iar calitatea produselor a fost mult sub așteptări. Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă în acest caz. Revelionul 2018, o dezamăgire. Astfel își va aminti despre noaptea dintre ani o femeie care a participat la petrecerea din Alba. Femeia a povestit prin ce încercări a trecut în noaptea dintre ani. Muzica îți sparge timpanele, meniu de 50 de lei maxim, în coșul cu fructe de pe masă sunt 3 clementine, 3 banane și 4 mere. În ideea în care la masă ne-am înghesuit 12 persoane, dar am mâncat pe rând să nu ne dăm coate. Totul jalnic, a scris femeia pe o rețea de socializare. Mai mult, aceasta povestește că pentru a-și astâmpăra pofta de dulciuri, invitații au mâncat zahăr la plic. Ce a urmat însă e mult mai rău. Și ca să încheiem apoteotic, până acum au plecat 7 salvări cu persoane cărora le este rău. De la pește, probabil. Să sperăm că noi scăpăm. Trist. Noi și poate alții au mai mestecat peștele cu pricina încă o dată. Acasă. Azi ne dregem cu ceai. Deh, ce să facem? A mai povestit femeia. Iar povestea ei nu este unică. 250 de persoane au participat la Revelion, iar multe dintre acestea și-au arătat nemulțumirea pe rețelele de socializare. În total, 19 oameni au ajuns la spital cu probleme digestive, grețuri și vărsături. Echipe ale Direcției de Sănătate Publică, dar și ale Oficiului pentru Protecția Consumatorului, au mers la pensiunea cu pricina pentru a inspecta localul. Inspectorii DSP, în colaborare cu cei ai DSP, au deschis o anchetă epidemiologică, au fost recoltate probe din mâncarea care a fost servită participanților, precum și teste de sanitate. Acestea au fost depuse la laboratorul DSP Alba în vederea analizării. Judecătorii ar putea cere mâine arestarea în lipsa lui Radu Mazăre după ce acesta a fugit în Madagascar și a anunțat că va cere azil politic acolo. Mazăre a dispărut de sub controlul judiciar în ziua de Crăciun, iar autoritățile au aflat asta peste 5 zile. De asemenea, Valentin Preda, fostul consilier al lui Mazăre, condamnat în primă instanță pentru furnizare de informații secrete și despre care s-a spus că ar fi plecat cu Mazăre pe 25 decembrie, s-ar fi prezentat la poliție în cadrul controlului judiciar pe 28 decembrie. În stilul care l-a consacrat, Radu Mazăre joacă tare. Deși este plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu și trafic de influență, fostul primar al Constanței nu s-a prezentat la poliție și a plecat în vacanță, direct în Madagascar. Avocatul său a vorbit despre situația fostului edil și a precizat că gestul lui Mazăre de a părăsi țara este unul legal. Radu Mazăre nu a fugit din țară, nu avea interdicție, dânsul nu se ascunde, a precizat locul unde se află. Mai departe, rămâne la latitudinea autorităților române dacă vor trimite mandat de arestare. Nu există o hotărâre definitivă. Domnul Radu Mazăre a fost audiat. Ne așteptăm să se propună un mandat de arestare, dar nu va rezolva și nu va dinamiza procesul penal. Singura obligație era de a se prezenta la poliție pentru a justifica prezența sa în țară, în apropierea termenilor de judecată. Prezența inculpatului în fața instanței nu este obligatorie, a explicat apărătorului Mazăre, care a confirmat că fostul edil a cerut azil politic în Madagascar. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt însă de altă părere.
Aceștia ar putea decide începând de mâine dacă dispun arestarea în lipsa lui Radu Mazăre. Magistrații vor hotărâ dacă iau în discuție situația fostului edil înainte de primul termen din dosarul în care Mazăre avea instituit controlul judiciar în data de 23 ianuarie. Fostul edil nu poate fi adus însă așa ușor înapoi în țară, pentru că România nu are acord de extradare cu Republica Madagascar. Mai mult, fostul primar le-a transmis polițiștilor că nu are de gând să se întoarcă prea curând. Asta deși Mazăre declara în 2014 că Madagascar este urmărit de niște oameni care vor să îl omoare pentru implicarea sa în afacerile din port. Chestiunea asta cu descentralizarea portului produce fibrilații atât de mari încât am informații că ar fi fost tocmiți niște oameni care să plece Madagascar odată cu mine, vizând eliminarea mea fizică. Eu nu sunt un tip care să asculte zvonuri, dar în orice caz, dacă se întâmplă ceva, apropiații mei știu exact despre cine este vorba și cum ar urma să se întâmple, dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva. Nu pot să spun care dintre milionarii din port ar fi tocmit niște oameni pentru așa ceva, pentru că nu vreau să acuz oamenii degeaba. Alegerea destinației de sărbători a fostului edil nu e întâmplătoare. Pe tărâmul african, fostul edil și-a ridicat un adevărat imperiu. Mazăre a concesionat în 2012 de la un trip din Madagascar aproape 2 hectare de teren pe malul oceanului pe o perioadă de 99 de ani. Prețul plătit pentru acest colț de rai era de doar 1 euro pe metru pătrat. Fostul edil nu a plecat singur în vacanță, ci și cu fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor și fost consilier al lui Mazăre, Valentin Preda. Acesta este implicat în mai multe dosare la DNA, inclusiv într-unul în care este cercetat și fostul edil. Preda a primit o condamnare pe fond de 6 ani cu executare, iar în ianuarie 2018 ar fi urmat să se pronunțe sentința finală. Numele fostului primar este cap de listă în mai multe dosare de corupție. Procurorii DNA au stabilit că în perioada 2006-2009, beneficiind de ajutorul lui Strutinski, Mazăre a solicitat și primit circa 2 milioane de euro de la reprezentanții a 2 societăți comerciale în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism necesare construirii unui mall în Constanța. De altfel, în perioada noiembrie 2006-2013, în calitate de primar al municipiului Constanța, Mazăre a participat la încheierea a 12 contracte între primărie și societatea controlată de el și omul de afaceri Strutinski, în valoare totală de peste 6 milioane de lei. Medicii de familie nu renunță, nemulțumiți de faptul că revendicările nu le-au fost soluționate, doctorii trec la amenințări. Medicii spun că începând de mâine nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurări de sănătate, iar pacienții nu vor mai putea primi trimiteri pe și rețete compensate. Doctorii spun că le-a ajuns cuțitul la os. Nemulțumiți că actele adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistență medicală încheiate cu casele de asigurări de sănătate județene nu au fost încă semnate. Medicii spun că nu mai au de ales. Din păcate, nu avem motive să renunțăm la această decizie. Nu am obținut decât niște promisiuni pentru rezolvarea problemelor cu care noi medicii de familie ne confruntăm. Nu am vrut să se ajungă aici, dar noi plătim în continuare chirie, asistente și multe dări, fără să încasăm nimic. Vom consulta oamenii, adică vom face actul medical așa, pro bono, majoritatea dintre noi. Medicii de familie nu vor acorda trimiteri și rețete compensate, ci doar unele cu care pacienții își pot cumpăra contracost medicamentele. Doctorii mai spun că guvernanții știau de mult de această situație, însă chiar și după protestul din 15 noiembrie, cererile lor au rămas tot nerezolvate. Premierul a spus atunci că ne susține, dar în continuare nu s-a întâmplat nimic pentru debirocratizare. Am cerut să nu mai existe rețete verzi, albe sau galbene, ci numai albe simple electronice și există soluții în acest sens. Am cerut să nu mai existe bilete de trimitere pe hârtie tipizată, ci tot electronice și alte revendicări ce pot fi rezolvate. Din păcate, am avut doar promisiuni. Val de accidente în a doua zi din an, un om se zbate între viață și moarte, iar alți 5 oameni au fost răniți în urma unui accident pe Valea Oltului. Alte 4 mașini au fost implicate într-un grav accident în Sibiu cu 5 victime. Într-o curbă, un șofer care se îndrepta spre Sibiu a intrat pe contrasens unde s-a izbit de o mașină care circula regulamentar. Un om este în comă, iar alți 5 au fost răniți.
La fața locului au ajuns imediat salvatorii care le-au acordat primul ajutor, apoi le-au transportat la spital. Și pe DN1 în județul Sibiu a avut loc un grav accident rutier în care au fost implicate 4 mașini. Șoferul vinovat avea 39 de ani și mergea pe ruta Brașov-Sibiu. Acesta nu a păstrat distanța regulamentară față de mașina din fața sa și a lovit-o, după care a ricoșat în alte 2 autoturisme de pe sensul opus. În urma impactului, 5 persoane au fost rănite și au fost transportate la spital. Cauza accidentului a fost nepăstrarea distanței față de vehicul dinainte. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită grav, iar alte 2 rănite ușor. Traficul pe centura Vrigului a fost blocat 10 de minute. Nu a fost singurul accident grav din a doua zi a anului. Un alt accident a avut loc în jurul orei 12 pe DN1, pe raza localității Decea. Un șofer de 52 de ani din Ocna Mureș, în timp ce circula în direcția Cluj-Alba Iulia, nu a adaptat viteza, iar într-o curbă a pătruns pe contrasens, a intrat în coliziune cu un autoturism. În urma impactului, 3 persoane au fost rănite, din care o victimă este încarcerată, dar conștientă. La fața locului au ajuns pompieri cu o auto specială și o ambulanță SMURD. Nu a fost singurul accident din zonă. Tot la Decea, o tânără de 23 de ani a fost rănită grav după o depășire periculoasă. Petrecere de coșmar pentru sute de vâlceni. Într-un restaurant din Râmnicu Vâlcea au zburat scaune și s-au împărțit pumni și picioare. Scandalul s-a mutat apoi afară până în momentul în care au intervenit mascații. Mai multe persoane au fost rănite în încăierare. Motivul scandalului? DJ-ul a refuzat să pună manele. Scandalul a izbucnit în noaptea dintre ani în jurul orei 4, atunci când, nemulțumiți pentru că DJ-ul a refuzat să le pună manele, câțiva petrecăreți au devenit recalcitranți și s-au luat la bătaie. A plouat cu scaune și s-au împărțit pumni și picioare, după care scandalul s-a mutat afară în curtea hotelului până în momentul în care au intervenit mascații. Mai multe persoane au fost rănite în încăierare. Au început să se bată, să-și dea scaune în cap, să-și împartă pumni și picioare. Mai mult, au aruncat cu paharele și cu vesela de pe masă, iar unul dintre paharele aruncate a nimerit o fetiță în picior. A fost un dezastru, iar când au venit mascații, mare parte din oamenii care au participat la revelion au plecat acasă. Potrivit unor surse, în scandal a fost implicată și o rudă a proprietarului hotelului, care a fost lovită cu un scaun în cap. Cazul este cercetat de polițiști, care au întocmit mai multe dosare penale pentru loviri și alte violențe. Stare de alertă la Cluj. Poliția este pe urmele unui bărbat acuzat de viol. Agenții nu l-au identificat încă pe presupusul atacator, dar speră că vor reuși să afle mai multe informații cu ajutorul oamenilor. În ajutorul poliției au sărit și taximetriștii, care au postat o înregistrare video cu suspectul. Bărbatul din imagini este suspect că ar fi comis un viol chiar în prima zi a anului. Acum el este căutat de polițiștii din tot județul Cluj. Cum anchetatorii au puține piste în acest moment, au apelat la taximetriștii din oraș. Aceștia au distribuit imediat imaginile pe o rețea de socializare în speranța că vor obține informații. În noaptea de 1 ianuarie, ora 4, 40 de minute 5, acest bărbat a fost văzut în zona Mărăști. E posibil să fi luat un taxi de pe strada București sau din zonă. Vă rugăm, orice informație ajută. Share cât de mult la postare, au scris taximetriștii pe rețeaua de socializare. Sute de oameni au distribuit postarea transportatorilor. Ministerul Afacerilor Externe vrea să cumpere bilete de avion în valoare de peste 19 milioane de lei fără TVA, asta în timp ce Camera Deputaților cumpără bilete pentru rute interne în valoare de peste 3,5 milioane de lei fără TVA. Ministerul Afacerilor Externe e gata să scoată din buzunar bani grei pentru achiziționarea numai puțin de 6.000 de bilete de avion pentru următorii 2 ani. Ministerul Afacerilor Externe a lansat deja această licitație pentru achiziționarea unor bilete de avion. Contractul ar urma să aibă o valoare de 19 milioane de lei.
În caietul de sarcini scrie negru pe alb. Operatorii economici se obligă să onoreze absolut toate solicitările autorității contractante privind transportul aerian intern și internațional de pasageri necesar ministerului. Trebuie să ofere bilete de avion în conformitate cu solicitările din invitațiile de participare la reofertare, indiferent de destinație, clasele de călătorie comandate sau de numărul de oameni care efectuează deplasarea. Nici reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor nu s-au lăsat mai prejos. Au publicat o licitație pentru cumpărarea biletelor de avion și sunt pregătiți să ofere peste 7 milioane de lei fără TVA. Printre destinațiile externe menționate în caietul de sarcini se regăsesc Austria, Brazilia, SUA, China, Japonia și Rusia. Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor cumpăra în următorii 2 ani 540 de bilete de avion pentru rute interne în valoare de peste 2 milioane de lei. Și cei de la Camera Deputaților au lansat o licitație pentru servicii de transport aerian pentru deputați. Este vorba de rute interne pentru perioada 1 mai 31 decembrie 2018, iar prețul estimat va ajunge la 3,5 milioane de lei. Autoritățile locale s-au întrecut în organizarea petrecerilor de revelion și a spectacolelor pirotehnice, totul firește pe bani publici. Surprinzător, printre cele mai scumpe revelioane a fost cel din comuna Chevereașu Mare, condusă de celebrul primar PSD, Marcel Muia, care a plătit pentru artificii 40.000 de lei, o sumă similară celei date de primăria Timișoara pentru spectacolul de 1 decembrie. Spectacolele de revelion scot bani mulți din visteria primăriilor. Nici artificiile de la petrecerea dintre ani nu sunt ieftine. Potrivit SAP, cea mai mare sumă a fost alocată de primăria Sibiu, care a cheltuit pentru spectacolul de lumini din noaptea dintre ani peste 160.000 de lei. Artificiile de revelion din Arad au costat 44.000 de lei, iar cele din Oradea au sărit de 7.000 de lei. În topul cheltuielilor pentru artificiile de revelion se află și comuna Chevereșu Mare din județul Timiș. Condusă de edilul PSD, Marcel Muia, primăria a plătit pentru focul de artificii 40.000 de lei. Surse din comună au mai declarat pentru Adevărul că artificiile au fost lansate din fața casei primarului. Au fost în zona, acolo, în față. Oamenii au fost foarte mulțumiți. Sigur, noi am cerut un foc de artificii și ei ne-au spus ce se pretează pentru așa ceva. Aceeași firmă a asigurat și focul de artificii de la Recaș, iar potrivit SAP, acesta a costat 10.000 de lei. Printre localitățile din Timiș care au alocat sume importante de bani pentru focurile de artificii de revelion sunt orașul Buziaș 40.000 de lei, Săcălaz 30.000 de lei și orașul Jimbolia care a cheltuit aproape aceeași sumă. Președintele Republicii Moldova a fost suspendat. Decizia Curții Constituționale vine după ce Igor Dodon a respins pentru a doua oară nominalizările la funcțiile de miniștri. Curtea a decis că președintele Parlamentului va prelua atribuțiile prezidențiale pentru a semna decretul de numire în funcția candidaților nominalizați de Partidul Democrat. Reacția lui Dodon a fost explozivă. Igor Dodon a semnat demisiile mai multor miniștri din guvernul Filip, după ce Partidul Democrat a decis să facă anumite schimbări în cabinet. Președintele însă a refuzat să semneze decretele de numire în funcție a noilor miniștri. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a stabilit că președintele Igor Dodon și-a încălcat atribuțiile constituționale și jurământul de credință. Sesizarea a fost depusă de un grup de deputați. Având în vedere că președintele a refuzat în mod deliberat de a-și îndeplini obligațiile constituționale denumirea candidaților propuse repetate prim-ministru, curtea reține că, în sensul articolului 91 din Constituție, președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuția în cauză, ceea ce justifică instituirea interimatului funcției pentru asigurarea exercitării acestei obligații constituționale. Atribuțiile șefului statului vor fi preluate temporar de președintele Parlamentului, care va semna decretele de numire în funcția miniștrilor. Reacția lui Igor Dodon a fost una explozivă. Pe o rețea de socializare, acesta a scris: Curtea Constituțională a devenit o statică a propriilor decizii neinspirate. Deci guvernarea a ales calea simplistă și abruptă, o cale înjositoare chiar și pentru miniștrii propuși.
acești miniștri intră în guvern pe ușa din spate, fiind lipsiți de legitimitatea și credibilitatea cuvenite. Prin decizia de azi, Curtea Constituțională a trecut definitiv în zona gri a democrației și a statului de drept. Curtea și-a reconfirmat imaginea de instrument politic docil, nu de organ constituțional. Este o cădere dezonorantă și regretabilă pentru un stat care se vrea democrat. Situația din Republica Moldova se va repeta, cred analiștii. Ne așteptăm ca de acum, de fiecare dată când Igor Dodon va refuza să-și îndeplinească atribuțiile, va exista acest recurs. Nu există un număr finit de dăți în care s-ar putea recurge la un asemenea proces. Nu înseamnă că după 3 sau 5 asemenea proceduri există o altă consecință. Curtea Constituțională nu face vorbire despre un alt format sau de alte formule, ci doar despre recursul de fiecare dată la Curtea Constituțională, deci nu este o chestiune care vine în mod automat, ci se decide de către curte individual în fiecare caz în parte. Igor Dodon a mai fost suspendat din funcție în procedura de numire a ministrului apărării Eugen Sturză, candidatura căruia fiind respinsă de șeful statului de 2 ori. Interimatul temporar a fost asigurat de Adrian Candu, care a semnat decretul de numire a lui Eugen Sturză în funcția de ministrul apărării. Revelion în școala din comună, pentru că nu aveau unde să facă o petrecere mare, cum se cuvine în noaptea dintre ani, localnicii unei comune din Vrancea au venit cu o idee năstrușnică, să mute băncile și scaunele dintr-o sală de clasă și să încingă acolo horele. Paranghelia a fost organizată cu acordul primarului comunei și al directorului școlii. Spațiul în care copiii învață în timpul anului a fost transformat în noaptea de Revelion în ring de dans pentru localnicii unei comune din Vrancea. Aceștia, cu acordul primarului și al conducerii școlii, au ridicat praful până în tavan cu horele pe care le-au încins. Iar în imagine se poate observa că la distracție au luat parte și copii. Tot în spațiul respectiv s-au întins mesele cu bucate spre satisfacția petrecăreților care s-au distrat până în zori. Bineînțeles, n-au lipsit nici dedicațiile. Unii dintre petrecăreți nu s-au putut abține și au postat pe rețelele de socializare imagini de la distracția de pomină din școală. Primarul comunei, PSD-istul Ion Păun, a mărturisit că a fost de acord cu distracția tinerilor. Avem un cămin cultural, dar nu sunt condiții. O sală a fost demolată de fosta conducere și vrem să facem alta. Nu mi se pare nimic anormal. E o școală mai veche. Ce să facem? Sunt oamenii noștri. Trebuie să-i ajutăm. Tineretul trebuie să se distreze undeva până le facem condiții, a declarat primarul Ion Păun. O femeie de 90 de ani din București este de negăsit. A dispărut de acasă înainte de Revelion, iar de atunci rudele o caută neîncetat, fără rezultate însă. Bătrâna locuia în sectorul 6, iar familia a văzut-o ultima oară în seara zilei de 30 decembrie. Femeia are 1,58 m înălțime, 50 de kilograme și nu suferă de boli grave. Cine poate să ofere orice informații despre dispariția ei este rugat să sune autoritățile sau familia la numerele afișate pe ecran. Apariție misterioasă pe cerul capitalei azi noapte, o lumină ciudată a apărut deasupra Bucureștiului. Imaginile au stârnit imaginația oamenilor care văd acum extratereștrii la tot pasul. Imediat a început isteria. Zeci de oameni au trimis și nouă pe adresa redacției imagini cu obiecte neidentificate, asemănătoare sau observate în ultima perioadă. Obiectul se deplasa cu o viteză foarte mare, lăsând în urmă o flacără de culoare verde, spun cei care au filmat obiectul zburător, iar speculațiile nu au întârziat să apară. Ba ar fi un OZN, ba ar fi bucăți desprinse din stația spațială a Chinei, Tiangong 1. Misteriosul obiect a fost surprins și deasupra orașului Ploiești. Prima dată a fost zărit în partea de nord a orașului. Speriat, oamenii au fotografiat imediat ciudata apariție. Este vorba de un material care este realizat din mai multe elemente chimice, fapt care dă și aceste culori deosebite, fiecare element chimic la ardere
are o anumită culoare și deci dacă acolo avem culoarea verde, înseamnă că este un anumit tip de material, în față este roșu, este un alt tip de material. Deci avem de-a face cu un corp complex care a intrat în atmosferă și a ars pe o distanță foarte mare, un corp destul de masiv. Lucitor, obiectul a reușit să înfricoșeze și pe ploieșteni. Martorii povestesc îngroziți că posibilul OZN avea o coadă mai lungă de culoare verde, din care, cităm, cădeau stele. Apariția a traversat cerul cu o viteză uluitoare. Oamenii nu și-au putut întoarce privirea până când obiectul nu a dispărut printre nori. La Vaslui, localnicii spun că au văzut obiectul luminos zburând cu o viteză impresionantă din sud spre vest. Totul s-a întâmplat atât de repede că martorii nici nu au apucat să înregistreze momentul. Mai mulți șoferi din localitatea Bucu au observat aceeași lumină verde deasupra unei șosele. Acesta a străbătut cerul având o traiectorie asemănătoare unei comete. Și în alte zone din țară au fost surprinse apariții neobișnuite. Nu doar România a observat misterioasa apariție. Whoa, what's up, man? Should we stop, bro? Obiectul zburător a fost zărit în mai multe țări din Europa, printre care și Marea Britanie. Specialiștii oferă și câteva explicații pentru ciudatele apariții. De datorită faptului că în această perioadă, în aceste zile, a intrat în atmosferă rămășițe ale primei stații spațiale chinezești, în același timp, la mijlocul anului trecut, Agenția Spațială Indiană a lansat o rachetă cu numai puțin de 104 sateliți purtători, care unii urmau să intre în atmosferă la sfârșitul anului sau la începutul anului acesta. Și să nu uităm încercările disperate ale regimului de la Fenian de a lăsa proprii sateliți. Nu e prima dată când astfel de apariții sperie oamenii. Un obiect misterios a apărut pe cer chiar în seara de Crăciun. Românii din mai multe județe au rămas înlemniți când au văzut lumina albă care plutea deasupra caselor lor. Nimeni nu știe ce a văzut sau de unde vine, însă mulți cred că a fost o apariție extraterestră sau automatică. Aglomerație în Vămi, potrivit polițiștilor de frontieră, milioane de români se întorc zilele acestea acasă. De altfel, Vămile au fost extrem de aglomerate de sărbători. Românii au plecat în vacanță peste hotare în număr mare, așa că Vămile au fost tranzitate de milioane de mașini. În perioada 18 decembrie 2017, 1 ianuarie 2018, frontiera română a fost tranzitată de aproximativ 2.145.000 de persoane, din care 975.000 de persoane pe sensul de ieșire din țară și 1.170.000 de persoane pe sensul de intrare în țară, fiind înregistrată o creștere cu 15% față de același interval de timp dintr-o perioadă normală. Cele mai mari valori de trafic într-un timp scurt au fost înregistrate la frontiera de vest, pe sensul de intrare în România. Timpul de așteptare la frontieră a fost în medie de 30 de minute. Cele mai tranzitate au fost punctele de trecere ale frontierei din vestul țării, pe unde au trecut aproximativ 767.000 de persoane, cele aeroportuare cu 596.000 de persoane, dar și cele de la frontiera cu Republica Moldova, pe unde au trecut 351.000 de persoane. Și în perioada următoare, Vămile vor fi aglomerate pentru că încep sărbătorile de iarnă pe rit vechi. Toate punctele de trecere ale frontierei vor fi deschise și numărul agenților de poliție suplimentat. Un cunoscut solist de muzică populară din județul Arad s-a sinucis chiar în prima zi a anului. Tânărul a fost găsit fără suflare de către familia sa în casă. Apropiații bărbatului nu înțeleg de ce artistul a ales să-și pună capăt zilelor, deoarece era o fire jovială și părea mulțumit de viața sa. Sergiu Curcă avea 22 de ani și era un tânăr plin de energie și optimism. Era solist al ansamblului folcloric de cântece și dansuri Lipova din Arad și era foarte cunoscut și apreciat în zona. Era un băiat muncitor și terminase cu note excelente liceul Atanasie Marinescu din Lipova. Însă, în prima zi a anului, familia avea să facă o descoperire macabră. După ce au văzut că nu răspunde la telefon, apropiații s-au dus glonți la locuința tânărului, dar când au intrat, au rămas fără cuvinte. Sergiu a fost găsit fără suflare. Rudele și prietenii sunt în stare de șoc. Nu înțeleg de ce tânărul a ales să-și pună capăt zilelor, mai ales că era o persoană veselă și nu părea că are vreo problemă care să-l bage în depresie. Sergiu le-a lăsat și un bilet de adio apropiaților, în care i-ar fi îndemnat să-l conducă pe ultimul drum și să-l uite. L-am sunat la ora 18 pentru că voiam să instalăm sculele, dar nu a răspuns. Noi am mai lucrat împreună, dar cu mult timp în urmă. Doar instalam sculele ieri seară. Mă oferisem să-l las să cânte cu formația pe sculele mele. Așa rămăsese stabilit.
a declarat DJ Marius prietenului Sergiu. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad pentru efectuarea necropsiei. Un robot a primit cetățenie și vrea și copii. Vă dau detalii după o scurtă pauză. Leon Delux în Dubai, fostul antrenor al Stelei, Laurențiu Reghecamp, a petrecut o noapte de neuitat alături de soție și familie în Emirate. 2018 l-a prins pe Reghecamp ciocnind șampanie cu Ana Maria Prodan, înconjurat de mai mulți prieteni, dar și de elevii săi de la Al Wahda. Aceasta a fost priveliștea de care s-au bucurat soții Reghecamp la trecerea dintre ani. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp au petrecut revelionul în cea mai luxoasă locație. Cei doi și-au chemat prietenii în Dubai, unde Reghecamp antrenează echipa Al Wahda. Prodan și Reghecamp au trecut în anul nou alături de Ilie, Năstase și Brigitte și s-au distrat pe cinste. Iar într-o astfel de locație, ținutele extravagante nu puteau lipsi. Îmbrăcată într-o rochie argintie lungă și plină de paiete, Ana Maria Prodan a fost regina serii. Nici Reghe nu s-a lăsat mai prejos. El a purtat un costum clasic negru de la una dintre cele mai cunoscute firme din lume. Cei doi au încins atmosfera pe ringul de dans. Curând li s-au alăturat și alți petrecăreți. Și copiii cuplului au făcut show. Iar petrecerea celor doi a fost ocazia perfectă pentru un moment emoționant, o cerere în căsătorie. Cei doi îndrăgostiți au fost felicitați imediat de fostul antrenor al Stelei și de Ana Maria, viitorilor nași. Iar soția s-a postat imediat fericitul moment pe o rețea de socializare însoțit de descrierea: vă iubesc, să ne trăiți finilor! După ce au mâncat pe rupte în ultimele zile, românii se gândesc acum și la siluetă. Orice fel de mișcare e bună, iar dacă unii au ieșit să se plimbe sau cu bicicleta sau la patinoar, alții mai conștiincioși și-au început anul în sala de fitness. Buluc în sălile de sport după mesele îmbelșugate și petrecerile din noaptea dintre ani. Femeile încearcă să scape de kilogramele în plus, iar bărbații vor să-și tonifieze mușchii. Am încercat să fie cât mai ponderată, deoarece știam că aveam de muncă și atunci ce am muncit într-un an, nu vrem să punem câteva zile. Deja a doua zi din 2018 și sunteți la sală. Da, pentru că sala este sănătos, e lucru sănătos pentru noi. Este foarte important că țin foarte mult la aspectul fizic. Trebuie să fac mișcare. Specialiștii spun că cele mai eficiente exerciții pentru arderea caloriilor sunt mersul pe bandă rulantă și exercițiile cardio. Oamenii trebuie să înceapă ușor cu un cardio, da, o bandă, ușor bicicletă, după care să facem antrenamente de încălzire a corpului. Cu greutăți mergem pe hipertrofie, încheiem antrenamentul din nou cu bandă mers, ritm alert, dar totuși constant. Și bineînțeles, de acum ne axăm pe alimentație. Nutriționiștii recomandă și o alimentație sănătoasă bazată pe legume, fructe și evitarea bucatelor bogate în grăsimi. A nouă probleme vechi, groapa de la Măldărești din județul Vâlcea încă arde după mai bine de 4 luni. S-au alocat deja 1,2 milioane de lei pentru stingerea incendiului, însă focarele sunt încă active. Instituțiile statului român au ridicat neputincioase din umeri în fața muntelui de gunoi care arde mocnit. Promisiunea a fost cu nemiluita, însă nu s-a rezolvat nimic. Suntem pe ultimul loc în Europa la capitolul reciclare și suntem în procedura de infringement pentru că nu ne-am închis gropile de gunoi, adevărate bombe ecologice. Revoltă, asta simt toți cei care intră pe un drum mărginit de mii de metri cub de gunoaie aruncate ilegal.
Din păcate însă, asta este realitatea cu care se confruntă zi de zi localnicii din comuna Măldărești, județul Vâlcea. Duhoarele taie respirația, căci zilnic aici ajung camioane încărcate cu gunoi din multe colțuri ale țării. Multe îl descarcă înainte de intrarea în groapă pe malul Pârâului. Groapa de gunoi de la Măldărești a fost mult timp singura groapă din județ, deși a fost declarată neconformă și trebuia închisă, societatea care administrează depozitul închide ochii și își vede în tăcere de treabă. Autorizațiile au expirat încă din luna iulie anului trecut, iar statul a amendat de două ori firma în ultimul an, odată cu 80.000 de lei, altădată cu 100.000 de lei, însă patronii au contestat ambele amenzi în instanță și n-au plătit, iar groapa nu s-a închis. De altfel, societatea Sacomet a fost implicată în mai multe scandaluri, unele soldate cu plângeri penale. În 2008, societatea a obținut o autorizație de mediu pentru 135.000 de metri cub de deșeuri, pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați. Numai că, pe lângă depozitul autorizat, de la Măldărești a mai apărut încă un munte ilegal de gunoaie. Instituțiile care ar trebui să se ocupe cu protecția mediului nu se pot impune deoarece interesele economice sunt prea mari. De asemenea, Garda de Mediu sau Autoritatea pentru Mediu pot sancționa societatea, însă proprietarii gropii de gunoi câștigă de fiecare dată în instanță și scapă basma curată. Salariul minim a crescut de la 1 ianuarie 2018 de la 1450 de lei la 1900 de lei lunar. Vorbim însă despre brut. Cu cât rămân românii în buzunar, ne spune Alina Sorocea. Bun găsit, salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 1900 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună în acest an, reprezentând 11,40 de lei pe oră, se menționează în documentul de la guvern. Trebuie spus că majorarea salariului minim brut de la 1450 de lei la 1900 de lei reprezintă o creștere de 31,03% față de anul 2017 și este influențată de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, care reprezintă 22,75%. Executivul preciza de altfel în 29 noiembrie că majorarea salariului de bază minim brut pe țară urmărește depășirea pragului de 40% pentru plata muncii din total producție, astfel încât să se apropie de 50% media din Europa. De asemenea, mai merită menționat că nivelul de 1900 de lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit în urma dezbaterilor cu partenerii sociali. Trenuri păzite cu arma în mână, România seamănă cu vestul sălbatic când vine vorba despre transportul de mărfuri. Hoții fură din trenurile pline cu marfă aflate în mers și produc pagube de milioane de lei. Pentru a contracara astfel de acțiuni, trenurile au ajuns să fie păzite de oameni înarmați care sunt angajați ai unei firme de pază ce are contract cu CFR. Hoții acționează ca în filme, escaladează vagoanele, forțează ușile la trenurile care circulă cu viteză redusă în zonele de restricție și încep să arunce marfă pe terasament. Alte echipe de hoți vin din urmă cu mașini sau căruțe și adună bunurile furate. O altă mare problemă o reprezintă hoții de fier vechi care scot piese importante ale garniturilor feroviare și le vând la centrele de colectare. Rămân în urmă vagoane care nu mai pot să frâneze, ori cu probleme mari la sistemele de direcție, așa că a apărut paza armată a trenurilor. E o mare problemă pentru ei, ca în momentul în care în o garnitură de tren care staționează într-o gară oarecare, nu contează numele, și vine cineva și a luat o componentă de pe un vagon, garnitura aia înțepenește acolo pe șină. Asta înseamnă plată către infrastructură, penalizări din partea beneficiarilor, că și ei la rândul lor au beneficiarii lor, da? Și asta înseamnă nervi, nesiguranță, neonorarea contractelor. Și atunci preferă să plătească pază acestor transporturi. Preferate de hoți sunt vagoanele de cereale și cele care transportă produse petroliere, însă hoții fură și materiale de construcții, lemne și cărbuni. La trenurile de marfă, cele mai întâlnite modalități de furt sunt deschiderea clapelor și a ușilor vagoanelor, dar și sustragerile de piese de schimb de la vagoanele de marfă aflate în circulație sau în conservare. Avem dispuși agenți pe garnituri, avem echipaje de intervenție dispuse prin zonele ferbinți, denumite catare. Înarmați, mobili, prompți, oameni tineri, oameni care am avut grijă în atâția ani de zile să-i școlarizăm, să-i perfecționăm, transportăm niște grâu. Nu e numai grâu, că pentru el importantă este și integritatea vagonului, a sistemului de frânare, ce ar însemna să vină unul, a luat o componentă de acolo, se întâmplă ceva cu vagonul respectiv, la 80 de km pe cale ferată, deraiere, linie închisă și deci tot circul, practic.
Pe căile ferate române sunt transportate anual peste 55 de milioane de tone de mărfuri, cu un rol major în economia României. Simona Halep a ajuns în semifinale la dublu la Shenzhen. Halep a făcut echipă cu Irina Begu și s-a calificat după ce au învins cuplul Mihaela Buzărnescu cu Irina Bar. A fost luptă strânsă între cele patru românce în sferturile de dublu de la Shenzhen. Simona Halep și Irina Begu au luptat aproape două ore împotriva Mihaelei Buzărnescu și a Irinei Bara. Până la urmă, cuplul Halep-Begu a reușit să câștige scor 4-6, 6-4, 13-11 și să se califice în semifinalele probei. Și tot azi a mai venit o veste bună pentru Simona. Jucătoarea noastră are șanse mari să rămână pe primul loc al clasamentului WTA și după primele turnee jucate în noul sezon. Gabrine Muguruza, numărul 2 mondial, a abandonat în optimile de finală ale turneului WTA de la Brisbane după ce s-a accidentat. Jucătoarea din Spania era la 40 de puncte de Simona, iar dacă învingea în Australia, putea să îi ia titlul româncei. În paralel, o altă româncă, Ana Bogdan, locul 105 mondial, a învins-o pe sportiva italiană Camila Giorgi, locul 79 WTA, scor 6-4, 6-2 și s-a calificat în optimile probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen. Evadare în Nigeria, peste 700 de oameni capturați de gruparea teroristă Boko Haram au reușit să scape. Mulți dintre prizonieri erau agricultori, pescari și familiile lor și erau deținuți ca sclav de miliția islamistă. Extremiștii suniți terorizează de ani de zile nord-estul Nigeriei și zeci de mii de oameni au fost uciși în atacurile grupării. Oamenii au fugit de pe insulele lacului la Mongono, unde s-au întâlnit cu trupele guvernamentale, a dezvăluit purtătorul de cuvânt Timothy Antiga. Evadații vor fi chestionați de forțele de securitate. Cei peste 700 de oameni au fost capturați de gruparea teroristă Boko Haram în nord-estul Nigeriei. Printre captivi se numără agricultori, pescari și familiile lor, care erau ținuți ca sclavi de miliția islamistă. Extremiștii suniți terorizează de mai mulți ani nord-estul Nigeriei și regiunile de graniță învecinate. Cel puțin 20.000 de oameni au fost uciși în atacuri ale grupării începând cu 2009, iar milioane de persoane au fost strămutate. Gruparea militară islamistă Boko Haram a răpit locuitorii mai multor sate. Cel mai răsunător caz a fost în aprilie 2014. Peste 200 de eleve din Chibok au fost răpite dintr-o școală, iar 100 dintre ele sunt încă dispărute. Asasinat de revelion în Mexic, Adolfo Serna a fost ucis cu câteva ore înainte de intrarea în noul an. El este cel de-al patrulea om politic ucis în Mexic în ultimele zile. Serna, un militant al Partidului Revoluționar Instituțional, formațiunea politică aflată la putere în Mexic, a fost asasinat în apropierea casei sale, iar autorii atentatului nu au fost încă identificați. Adolfo Serna avea 35 de ani și își dorea să candideze la funcția de primar al orașului Atoyac. Cu doar câteva ore înainte să fie asasinat, Serna postase un mesaj pe o rețea de socializare în care cerea unitate în partid. Poliția locală a deschis o anchetă pentru a afla cine a comis această crimă oribilă. Serna nu este primul oficial ucis în Mexic, țară grav afectată de violența legată de crima organizată. Din 28 septembrie până în prezent, alți trei politicieni au fost asasinați cu sânge rece. Unul dintre ei era un consilier municipal din statul Tabasco, altul primarul din localitatea Petatlan din statul Guerrero, iar ultimul un deputat din statul Jalisco, toți membrii ai Partidului Revoluției Democratice. De mai mulți ani, Mexicul se confruntă cu un adevărat val de asasinate. Doar între ianuarie și noiembrie 2017 au fost comise peste 23.000 de crime, ceea ce face ca anul care tocmai a trecut să fie cel mai sângeros de după 1997. Rebelion dăm de cartea recordurilor, turnul Burj Khalifa din Dubai a oferit și în acest an un spectacol de poveste. Dacă în anii precedenți Dubaiul a organizat focuri de artificii spectaculoase pentru a sărbători trecerea în noul an, de această dată autoritățile au mizat pe un spectacol cu laser care a luminat cel mai înalt turn din lume. Unul dintre cele mai așteptate focuri de artificii din lume a fost cel din Dubai. Cea mai înaltă clădire de pe glob, Burj Khalifa, a fost scena unui spectacol extraordinar la care au asistat zeci de mii de turiști și localnici. Înaltă de peste 800 de metri, turnul a fost inaugurat în 2010. De atunci, în fiecare an, după o numărătoare inversă, acesta este iluminat cu lasere în culorile Emiratelor Arabe Unite, verde, alb, negru și roșu, și cu un portret al șeicului Zaid al Nahyan bin Sultan.
Spectacolul de lumini proiectat de anul nou pe Burj Khalifa din Dubai a intrat și în carta recordurilor drept cel mai mare show de lumini și sunet prezentat pe o clădire. Pregătirile pentru acest spectacol au început cu mult timp în urmă și au angrenat peste 300 de experți din întreaga lume. Muzica show-ului a fost realizată de peste 80 de muzicieni din Emiratele Arabe Unite, care au făcut înregistrările în studiourile din Dubai și Cairo. Recordul anterior al unui spectacol de lumini este deținut de un show prezentat în 2013 în Hong Kong, pe clădirea internațional Commerce Center, cu o suprafață de peste 46.000 de metri pătrați. 2017 a fost un an bun pentru studiourile de la Hollywood. Supereroii au strâns miliarde de dolari din biletele vândute, dar surprinzător, filmul care a avut cele mai mari încasări este o poveste de dragoste veche de când lumea. Frumoasa și Bestia a fost preferată a publicului de peste ocean și le-a adus producătorilor milioane de dolari. O lume întreagă s-a îndrăgostit de cea mai nouă readaptare a clasicului Disney, Frumoasa și Bestia. Povestea tinerei Bella a adus mii de spectatori în cinematografele din întreaga lume, iar încasările au fost impresionante. Filmul a fost lider în box-office-ul de peste ocean, cu încasări totale de peste 1 miliard 260 de milioane de dolari. Did you ever think you'd betray your family the way you did today? Pe locul al doilea în topul încasărilor se află ultimul film din seria Furios și Iute, cu peste 1 miliard 230 de milioane de dolari strânși din încasări. Pe locul 3 s-a clasat ultimul film din seria Star Wars, cu încasări de peste 1 miliard de dolari. Însă, cum filmul încă rulează, Ultimul Jedi are șanse mari să mai urce în clasament. This does not mean that we are going back to being villains. Luca! Locul 4 este ocupat de un film animat. Îndrăgostiții Minioni au strâns și ei puțin peste 1 miliard de dolari. Wonder Woman, unul dintre cele mai populare filme ale acestui an, s-a clasat onorabil pe locul 9, iar ultimul film din seria Pirații din Caraibe abia a intrat în top 10 cu încasări de 794 de milioane de dolari. Anul acesta, topul încasărilor a fost dominat de filme cu supereroi în clasamentul întocmit, fiind prezenți și Guardianii Galaxiei, Thor, dar și un film chinezesc. Sofia este primul robot cu cetățenie din lume și vrea copii. Robotul dotat cu emoții spune că adoră compania oamenilor. Vreau să trăiesc și să lucrez cu oamenii. Sofia a primit cetățenie în Arabia Saudită. Well, you certainly can look human. So, what do you want to achieve next? I'm only starting to learn about the human emotions behind those expressions. This is why I would like to live with humans and learn. Sofia este de părere că toți droizii ar trebui să aibă familie și copii. Dacă nu aveți deja o familie, cred că o meritați. Același lucru îl simt și pentru roboți, a spus Sofia. I'm always eager to help. I don't get upset or tired. Ea este cetățean saudit, deși Arabia Saudită este una dintre cele mai opresive state din lume în privința femeilor. Este un lucru istoric ca primul robot din lume să fie recunoscut cu o cetățenie, a mai spus Sofia, care are un scop nobil. Vrea să-și folosească inteligența artificială pentru a ajuta oamenii să ducă o viață mai bună. Rachetele, pasiunea lui Kim Jong-un, liderul de la Phenian, a comandat cea mai mare rachetă de până acum, drept cadou pentru aniversarea de 7 decenii a națiunii. Kim Jong-un le-a comandat oamenilor de știință nord-coreeni să construiască cea mai mare rachetă din arsenalul țării, pe care vrea să o lanseze pe 9 septembrie anul acesta, ziua în care vor sărbători 70 de ani de la înființarea țării. Informația a fost divulgată de către un dezertor. Omul se află acum în Japonia și susține că șeful statului nord-corean a dat ordinul la o întâlnire a liderilor militari și a oamenilor de știință din Phenian. Numele dezertorului nu a fost făcut public, însă potrivit presei nipone este o persoană care a fost implicată în dezvoltarea înarmării cu rachete din Coreea de Nord. Dezertorul spune că racheta va fi numită UNH-4 și va fi o versiune mai mare a UNH-3, o rachetă concepută pentru a plasa sateliții pe orbită. Știrile au ajuns la final, domnilor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Mulțumesc pentru atenție. Noapte bună!